приедешь. Отправишь мне? Ну, ты ешь супу. Паш, după cum urmează, instituția educației timpurie 4, 5, gimnaziul Cantemir, Tolstoi și
lăsați. Alinere! Drept! Alinere la centru! Doamnă președinte, participanții la competițiile și măsurile culturale artistice dedicate zilei sportive și a mișcării olimpice sunt aliniați. Arbitru principal, Gheorghe Niculiță. Sărbătoarea se declară deschisă. Imnului și drapelului Republicii Moldova, aliniere, drept, aliniere la drapel, arborați drapelul, imnul. Primarul orașului Grodin, Stela Onuțu. Șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport, Ecaterina Țurcan. Și de asemenea, viceprimarul orașului Grodin. Cuvânt de felicitare îi se oferă doamnei Oxana Albu. Dumnezeu și Hristos a înviat, onorată asistență, stimată doamnă primar, domnule viceprimar, stimată doamnă șefă de direcție, stimați veterani a sportului, dragi manageri ai instituțiilor școlare, profesori, elevi. Tradițional, la sfârșit de primăvară, marcăm ziua sportivului și a mișcării olimpice. Și nu întâmplător, fiindcă când spunem cuvântul sport, atunci asociem cu sănătate, frumusețe, mod sănătos de viață. Sportul organizează nu numai fizicul și corpul, sportul organizează și mintea și caracterul omului. Noi ne mândrim cu acele performanțe care le marchează copiii noștri la diferite probe sportive. Fotbal, atletism, lupte libere, dansuri, când e vorba de dans sportiv. Însă sportul nu este doar sportul de performanță. Noi putem să fim campioni în comparație cu efortul propriu. Și pentru asta nu trebuie să facem multe. Să mărim numărul de pași făcuți zilnici, să lungim distanța alergată în fiecare zi, să ne trezim în fiecare dimineață cu jumătate de oră mai devreme pentru a face niște exerciții fizice. Și atunci o să avem ceea ce ne dorim toți noi. O să avem un corp sănătos, respectiv o să avem și o minte sănătoasă și o să avem o viață de calitate. Eu vă doresc tuturora multă, multă sănătate și să practicăm sportul nu doar în zi de sărbătoare, dar în fiecare zi. Vă mulțumesc! Stimați participanți, dați-ne voie cuvânt de felicitare se oferă doamnei Stela Onuțu, primar de Glodin. Poftim! Lucrează. Eu mai sigur mă sunt. Hristos a înviat? Vai, ce frumos! Mens sana in corpore sana. Acesta ar fi devizul activității noastre de azi care ne-am adunat. Sportul, cum a spus doamna președinte, este o activitate sau un mod de viață care de la mic la mare
Ne afectează, spun eu în sensul bun a cuvântului, pentru că activitățile sportive ne mențin sănătatea, ne mențin intelectul, starea psihologică și, nu în ultimul rând, este un mod de comunicare și ne dezvoltă spiritul de colectivitate. În amalgamul activităților sportive pe care le avem, probabil e imposibil să nu alegi un sport care să te reprezinte. Astăzi este o activitate frumoasă la noi în oraș, care ne dă posibilitatea să demonstrăm ceea ce vorbim. Țin să mulțumesc de la mic la mare tuturor participanților la activitatea de azi, să vă doresc succes și să țină și timpul cu noi și cu Doamne ajută la tot ce e frumos. Mulțumesc! Țin să salut și veteranii prezenți astăzi alături de noi și, ca de obicei tradițional, din partea primăriei, dați-ne voie să vă adresăm cele mai sincere felicitări, să vă dorim sănătate. Sănătate multă, să aibă Domnul în pază și să transmiteți abilitățile dumneavoastră, începând de la educație, cultură, promovare, respect tinerii generații. Vă mulțumim frumos pentru tot și dați-mi voie să vă îmânăm o diplomă de mulțumire cu un mic premiu bănesc. Diploma se decernează domnului Valeriu Prozorovski, veteran al sportului, pentru munca îndelungată și participarea activă la propagarea și dezvoltarea educației fizice și a sportului. Mulțumim! Domnul Gheorghe Niculiță, felicitări! Domnul Anatolie Moroz, veteran al sportului, felicitări și mulțumim să fiți alături de noi astăzi. Nu este, da? Parcă l-am văzut, îmi cer scuză. Se decernează domnul Mihai Moglan, veteran al sportului, pentru munca îndelungată și participarea activă la promovarea și dezvoltarea educației fizice. Domnul Victor Mischenko, felicitări! Se decernează domnul Valentin Livitski. Cred că aici toate aplauzele se merită pentru ce moment. Diploma se decernează domnul Valerii Ivanov. Felicitări și mulțumim că sunteți activ și pe domnul Anatolie Guțu, veteran al sportului. Felicitări, domnul Anatolie. Domnul Grozavu, veteran al sportului. Felicitări. Василий Гарюк, ветеран спортului. Аплаузе. Мулцумим фрумос, домну Василий. Ветеран какого спорта? Домну Юрий Евтеев. Феличитер. Шве мулцумим пентру тот. Se decernează domnul Anatolie Evteev, veteran al sportului. Nu este, vă rog, îi transmiteți. Diploma domnului Leonid Burdea. Domnul sergentul Pavel, poate nu ați practicat într-atâta sportul, dar ați fost alături de noi, felicitări și cu Doamne ajută! Stimați! Stimați, pași! Muzica.
Yes, you.
Alergare 100 metri di chiesa.